Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Din Luca, din capitolul 15, aș vrea împreună să stăm și să medităm asupra cuvântului pe care îl cunoaștem și anume pilda fiului risipitor. Pilda fiului risipitor. Și haideți să ne uităm puțin, să privim la cele trei chemări de care nu putem scăpa în timp de criză. Se vorbește tot mai mult despre o criză și într-adevăr este o criză a valorilor creștine, să știți, a valorilor biblice și Dumnezeu ne cheamă înapoi la valorile sale. Vedeți, această pildă este foarte importantă pentru fiecare dintre noi, pentru că ea exprimă istoria noastră, istoria convertirii, a întoarcerii noastre la Dumnezeu, pilda fiului risipitor. Fiecare dintre noi am fost sau suntem, într-un moment dat al vieții, un fiu sau o fiică risipitoare. Am citit undeva o întâmplare care m-a mișcat legată de această pildă, ca să vedem ce putere mare are cuvântul lui Dumnezeu, chiar și fără predicator. Cuvântul acesta are putere în el însuși, că este cuvântul lui Dumnezeu. Se spune într-un oraș, o soție dintr-o familie a fost la biserică și s-a întors la Domnul. A înțeles ce înseamnă mântuirea, întoarcerea la Hristos și s-a pocăit. Primind o Biblie de acolo, a dus-o acasă. Soțul ei era un om foarte rău, foarte răutăcios, bineînțeles avea și patima fumatului și a băutului, a beției. Și când a văzut-o că vine acasă bucuroasă și cu o față radind de bucurie, a întrebat-o, ce-i cu tine și ce ai în mână? Ce m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu și asta e o Biblie. Avea o Biblie. El s-a enervat foarte tare și a spus în felul următor, cei doi sunt una, că așa scrie în Biblia ta, și tot ce avem noi trebuie să împărțim jumătate. Ei, i-a luat Biblia, a dus-o pe tăietorul de lemne, a tăiat-o în două cu securia și a zis, poftim, jumatea ta, jumatea mea. Și el în bătaie de joc a început să rupă filele din Scriptură și să-și facă țigări și să le fumeze. Într-o zi, fiind un anotimp mai ploios, în perioada aceea, într-o zi omul acesta se căznea să dea foc la o țigară și nu reușea. Filele erau umede. Și atunci ia fila respectivă și începe să citească. Și în citirea lui vede exact tema despre care vrem să vorbim în dimineața aceasta. Un om avea doi fii. Într-o zi unul dintre ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Și tatăl a luat și le-a împărțit partea de avere fiecăruia. Și acest tânăr nu după multe zile pleacă și ajunge într-o țară îndepărtată unde cheltuie totul. Și când a terminat totul, vede că duce lipsă și se lipește de unul din cetățenii țării aceleia care îl trimite să-i păzească porcii. Și se oprește firul lui, pentru că era numai jumătate din Biblie. Și imediat merge la soția lui și spune, te rog frumos, dă-mi și jumatea ta de Biblie, că cred că am fost un nebun că ți-am tăiat Biblia cu securea. Și o ia și citește în continuare și își dă seama că el este omul acela, tânărul acela, este chiar el. Îl reprezenta pe el, el s-a îndepărtat de Tatăl Ceresc, el a plecat în țara îndepărtată, el a cheltuit ceea ce Dumnezeu i-a dat, tot ce avea mai bun a cheltuit. Și el a început să ducă lipsă și și-ar fi dorit să mănânce ceva, să primească ceva în sufletul lui care să îi sature setea și foamea din sufletul lui.
Și când a văzut că acest tânăr a spus așa, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, primește-mă printre argații tăi. A zis, mă întorc și eu la tatăl din ceruri, la Dumnezeu. Și atunci s-a dus cu soția lui la biserică și s-a întors la Dumnezeu. Ca să vedem că Biblia are putere, este dinamita și puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricărui care crede. Doamne, mai dăruiește-ne și nouă mântuire și salvare. Este o vreme de criză, fraților și surori, și ne gândim și ne rugăm înaintea lui Dumnezeu că știm că sunt unii printre noi care oscilează să plece sau să mai stea cu Domnul și cu frații Domnului. Noi îndemnăm în dimineața aceasta sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, nu vă îndepărtați de adunare, nu vă îndepărtați de Domnul, nu-i dați carte de despărțire, nu avem unde să mergem, numai la Părintele nostru. A zis odată, la un moment dat a spus Petru lucrul acesta, Doamne, unde să ne ducem? Că n-avem la cine să ne ducem, că la Tine sunt cuvintele vieții veșnice, Doamne, cercetează-ne! Și ne uităm aici în Luca, în capitolul 15, la aceste trei chemări de care nu putem scăpa niciunul și care se aud de obicei în timp de criză. În timp de criză. Prima chemare se află de la versetul 11 până la 14 și este chemarea unei țări îndepărtate, a unei țări străine. Putem să o numim asta chemarea lumii, lumea ne cheamă. A doua chemare de care nu putem scăpa și ne sună poate și astăzi în urechi este chemarea unui stăpân rău, a unui stăpân aspru, versetul 15 și versetul 16. Și asta simbolizează chemarea stăpânului veacului care ne cheamă la porcii lui să stăm printre ei. Nu e o chemare bună. Dar a treia chemare de care nu putem scăpa și care ne urmărește mereu și mereu și mereu și cea mai minunată chemare din lumea aceasta și vorbește prin Evanghelie Dumnezeu și ne oferă chemarea aceasta este chemarea unui tată îndrăgostit de noi. Este chemarea Tatălui din ceruri, chemarea lui Dumnezeu și Doamne lucrează la inimile noastre. Cât n-aș da de la-ți cunoaște ca să fiți și voi a Lui, spune un vers de cântare și așa este. Și haideți să ne uităm puțin aici, în această pildă și să vedem cele trei chemări și să ne căutăm locul nostru. Chemarea unei țări străine. Și știm cu toți întâmplarea, într-o zi, în casa unui om care era foarte bun, foarte de treabă, spunem noi, erau doi fii și unul dintre ei a simțit la un moment dat că nu-i place în casa tatălui său. A simțit că acea cântare nu mai este frumoasă ca altă dată, predica nu e mai frumoasă ca altă dată, poezia, nimic, rugăciunea nu se mai regăsește în casa tatălui său. Și s-a uitat la tata și a zis, tată, te rog să-mi dai partea mea pentru că vreau să plec. Și tatăl n-a zis nimic. I-a împărțit lui o parte, fratelui său altă parte și nu după multe zile, spune Biblia, acest tânăr a adunat tot ce avea și a plecat într-o țară îndepărtată. Ce oferă țara aceasta îndepărtată pentru noi? Și vom vedea la urmă ce oferă tatăl îndrăgostit pentru noi sau casa tatălui pentru noi. Țara îndepărtată a oferit tânărului nostru dornic de aventură distracție, prieteni și apoi lipsă. Distracție, prieteni și apoi, la urmă, lipsă. Ne spune foarte clar lucrul acesta cuvântul Domnului. Nu după multe zile, versetul 13, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Distracție, vedeți? Distracție. Dar ne dăm seama foarte clar din versetul 13 că el nu putea să se distreze fără prieteni. Erau și prietenii pe acolo. Și când l-au văzut că e un tânăr frumos,
Un tânăr cu bani, un tânăr gata ca să risipească ceea ce avea în buzunar și în pungă. Imediat s-au alipit de el alții și imediat au început să se distreze. Vedeți, asta ne oferă țara străină, țara ispitelor, țara îndepărtată. Distracție, prieteni și la urmă ne oferă lipsă. Aici putem să o punem, fraților și surori, pe Dina, de exemplu, care în Geneza 34:1 spune Scriptura că a ieșit de la tata și din familia ei ca să vadă pe fetele țării, să vadă cum se îmbracă, cum se poartă, cum glumesc, cum vorbesc, tot, să le vadă, să le studieze. Și imediat a venit unul din băieții țării și a pus mâna pe Dina. De ce? S-a dus și ea în țara ispitelor, a fost curioasă, a ieșit din familie, a ieșit de sub protecție și a căutat și ea la rândul ei distracție, prieteni și apoi s-a dat și o lipsă mare, în special o lipsă sufletească, plâns, bocet, jale și moarte până la urmă. Vedeți? Asta ne oferă țara îndepărtată și este un semnal de alarmă, în special pentru tinerii noștri, pentru adolescenți, pentru cei care vin și stau în biserică și la un moment dat gustă din Hristos și vin la stăruință și se bucură, sunt sub putere, zicem noi. Și imediat vine lumea și spune, măi, oare a fost ceva real acolo la biserică? L-ai simțit tu pe Dumnezeu cu adevărat? Acum nu mai simți nimica. Vino aici, vino la mine, aici o să simți altceva. Și o să stai la 220, la 380, o să stai tu aici, sub puterea asta a ispitelor lumii. O să vezi, o să auzi, o să-ți exciți simțurile și acii o să primești distracție, prieteni, dar nu-i mai zice partea umbrită, partea a treia lipsă. Asta nu-i o spune lumea, nu. Și omul merge și se aruncă, l-avem în 2 Timotei 4:9 pe Dima, care era un colaborator al apostolului Pavel și în altă parte spune Pavel, tovarășul meu de lucru, cred că în Filimon spune de Dima. Dar la un moment dat zice că din dragoste de lume Dima a plecat. De ce? Și la el a început în mintea lui, în ființa lui să strige, să cheme lumea și să-i spună vino aici la mine. Vreau să-ți dau distracție și vreau să-ți dau alți prieteni decât bătrânul acela de Pavel care nu știa altceva decât Biblie. Și sunt mulți astăzi, fraților și surori, și mă doare să văd lucrul acesta. Amestecă închinarea cu distracția. Stăm la biserică, Domnul, laudă Domnului, slavă Domnului, hai să facem o pauză de cafea. Ce e asta? Distracție. După aceea iară să ne închinăm. După aceea hai eventual să bem o bere fără alcool, nu? Că doar ce are? Avem aici un mini bar în biserică, am băgat barul în biserică, vă dați seama unde am ajuns? Și sunt alte biserici care au pedalat așa de mult pe latura distracției, fraților și surori, încât în special în America angajează echipe de clowni și circari și oameni de la teatru și absolvenți de teatru și manageri și așa mai departe ca să scoată biserica din impasul acesta. Care e impasul? Nu mai vin oamenii la biserică. Hristos Domnul n-a încercat să aducă circul între ucenici și să le spună mai rămâneți că fac nu știu ce și o să vă placă. Nu, le-a zis, voi nu vreți să vă duceți, duceți-vă dacă vreți. Și au zis, nu Doamne, n-avem unde să ne ducem. Ei, fraților și surori, biserica lui Dumnezeu rămâne aceeași, stâlpul și temelia adevărului. Și cine nu vrea să stea cu noi și vrea distracție și nu vrea închinare, vrea închinare amestecată, poate să plece aici să rămână Hristos și să rămână Domnul. Chemarea țării străine, a țării îndepărtate, sună în auzul multora și ei încearcă să-L împace și pe Dumnezeu și pe Mamona și pe Tatăl din ceruri și pe Tatăl veacului și Tatăl minciunii. Domnul să ne ferească! De fapt, fraților și surori, spunea cineva că cele trei pofte despre care vorbește Sfântul Ioan în epistola lui, în 2:16, pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, se restrâng la trei titluri, la trei cuvinte, care formează cuvântul gafă, gafă.
Glorie, aur, femei, gafe. De aici vin gafele noastre, problemele noastre, păcatele noastre. Glorie, adică lăudăroșia vieții, aur, pofta ochilor, și femei, pofta firii. Și omul acesta, tânărul acesta, a fost chemat de țara străină să meargă și să se distreze. Și imediat a venit lipsa, ceea ce el nu știa, versetul 14, după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Și când începe omul să ducă lipsă, îl vede pe drum pe prietenul lui de distracție de altă dată, care știe el că avea ceva, avea o poziție, o situație materială bună, și aleargă după el pe drum și: băi prietene, vino repede că eu am început să duc lipsă, ajută-mă! Și se uită la el: eu prieten cu tine? Dă-i drumul de aici, nu-s prietenul tău, la revedere! Și omul ăsta disperat, pentru că așa ne-a așezat Dumnezeu în lume, ne-a așezat în spațiu, în timp, și să depindem de relații, să relaționăm. De aceea a creat-o Dumnezeu pe Eva, pentru că omul avea nevoie de relaționare, așa ne-a creat Dumnezeu. Și omul acesta, tânărul acesta, avea nevoie de cineva, de cineva cu care să povestească, să vorbească, să-l înțeleagă, și căuta în vreme de lipsă pe acel cineva. Nu era nimeni, era tatăl de acasă, dar el îl căuta în altă parte. Așa cum tinerii noștri, din lipsă de dragoste din partea lui Dumnezeu, că nu o simt, nu o înțeleg, aleargă în alte părți ca să înțeleagă dragostea tatălui, n-or vor găsi niciodată, niciodată, niciodată. Și aici, tânărul ăsta primește a doua chemare, de care nu scăpăm nici noi. Chemarea unui stăpân rău. Versetul 15 și 16. Atunci s-a dus și s-a lipit, zice aici, versetul 15. S-a lipit. Ce înseamnă? Înseamnă că viața lui, ființa lui, trup, suflet, duh, erau dăruite unui singur om din țara îndepărtată. Dar era un stăpân rău. Deși avea multe lucruri și putea să-l întrețină bine din punct de vedere material, poate undeva la marginea orașului, lângă ogoarele alea întinse unde erau porci și turmele lui de porci, acel stăpân rău probabil lua și se distra și mânca bine friptură, dar pe tânărul ăsta îl pune și zice: te rog să stai aici cu porcii mei și să-i grijești, să-i îngrijești. Și tânărul merge și se ocupă de porci. Și acolo, la marginea orașului, el primește, 1, o slujbă oribilă, 2, o mâncare oribilă, și 3, o plată cumplită, o plată oribilă. El are slujba aceasta și vă dați seama cât de tare i-a iritat și i-a enervat pe evrei când l-au auzit pe Hristos vorbind această pildă, în care spune despre un tată, probabil un evreu, care avea doi copii și unul din copii pleacă din casa părintească, pleacă din țara sfântă, că ei considerau spațiul acela sfânt, evrei, țara făgăduințelor, țara unde curge lapte și miere, și se duce ca și Naomi cu soțul ei, ca și Eliezer, ca și alții, într-o altă țară unde să găsească ceva bun și nu găsește. Și culmea că Eliezer a murit în țara străină. Dar murind, spuneau ei, s-a dus în sânul lui Avram. Și așa și alții care au plecat din țara sfântă în altă țară, dacă au murit, au plecat în sânul lui Avram. Dar iată că tânărul acesta este mort spiritual, că ajunge să îngrijească porcii. E un necurat continuu, pentru că ei urau porcii. Era poruncă în legea lui Moise, în Levitic 11, porcul e animal necurat. Și atunci, ce caută acest tânăr la porci? Și Domnul le exemplifică și le spune cu alte cuvinte: vedeți, un om care poate să se laude că a fost crescut în casa tatălui, la sânul tatălui, cum sunt evrei, dacă pleacă din casa tatălui, din sânul tatălui, și se duce departe, el n-are altă șansă acolo, în țara îndepărtată, decât să ajungă la porci, între duhurile necurate, între tot ce e necurat și urât. Asta este șansa lui. Și slujba lui este oribilă, foarte urâtă. O slujbă urâtă, să păzești tu porcii. Și apoi, mâncarea lui, oribilă. Zice, mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni, nimeni. Roșcovele astea erau
un fel de păstăi care creșteau pe niște copaci acolo. Probabil că le lua și le fierbea. Și pe când erau fierte, imediat veneau porcii și le devorau. Și el nu mai avea nimic, nimic, absolut nimic. Și ar fi dorit și el mâncarea aia. Dar plata era mai cumplită decât orice în lumea aceasta. Versetul 16. Versetul 17. Mor de foame aici. Asta e plata. Plata păcatului este moartea, spune Roman 6:23. Și dintr-o dată în mintea lui începe să răsune chemarea cea adevărată, chemarea unui tată îndrăgostit. Și spune versetul 17 așa. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu? Au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Fraților și surori, în chemarea unui tată îndrăgostit, mi se vorbește în primul rând de o realitate personală. Ești păcătos. Sunt păcătos. Trebuie să mă întorc la tatăl. În al doilea rând, ni se vorbește în această chemare, pentru că a început în mintea, în inima lui să se înfiri pe chemarea asta sfântă. Începe să răsune în el o identitate sfântă. Zice: câți argați ai tatălui meu? Mă voi duce și voi spune tatălui meu: tată! Și peste 5 ori, în textul nostru, de peste 5 ori se vorbește acest cuvânt: tată, tată, tată. Oricât de departe aleargă un om de la fața lui Dumnezeu și se îndepărtează de Dumnezeu, niciodată Dumnezeu nu o să-l socotească porc, ci o să-l socotească fiu. Doamne, cercetează-ne! Asta e chemarea plină de iubire a tatălui nostru. Că oricât de jos poți să cazi și să cobori și să te duci mai jos, mai jos, mai jos, până la rădăcinile fără de legii, vine Dumnezeu acolo în temelia temeliilor, locuinței morților, și te scoate și de acolo, pentru că El a murit, a coborât acolo, a luat robia rob, a luat cheile morții și a locuinței morților și șa de la dreapta lui Dumnezeu în ceruri. Așa că, fraților și surori, să nu deznădăjduim când îi vedem pe copiii noștri că se duc cu lumea și se duc în lume. Ne rugăm, ne rugăm, ne rugăm și Dumnezeu va lucra. Că Dumnezeul nostru are o chemare sfântă, chemarea unui tată îndrăgostit. E îndrăgostit de copiii noștri, așa cum a fost îndrăgostit și este de noi. Se va bucura de tine, spune în Țefania, cu mare dragoste, cu mare iubire, și va tăcea în iubirea, în dragostea lui, și va fi plin de bucurie pentru tine. Acesta este Dumnezeul nostru. În chemarea tatălui îndrăgostit era o realitate: sunt păcătos. 2. O identitate: tată și fiu. Și apoi o demnitate. Vedeți ce spune aici? Se întoarce el, tata îl vede de departe, și când îl vede, aleargă înaintea lui, că așa a alergat și Dumnezeu înaintea noastră prin Hristos Iisus să ne salveze. Cade pe grumazul lui, plâng amândoi, și el zice: tată, nu mai sunt vrednic, mi-am pierdut demnitatea, fă-mă un argat, fă-mă o slugă. Și tata zice: nu. Zice: vreau să-ți dau haina, cum ai avut-o înainte, acum nu mai ai, și cu miros de porci. Vreau să-ți dau încălțămintea în picioare, vreau să-ți dau inelul în deget, vreau să-ți redau demnitatea. Vreau să te îmbraci, cu alte cuvinte, în Hristos, să-ți dau haina cea mai minunată din univers. Vreau să-ți dau râvna Evangheliei păcii, să vii la biserică și să trăiești o viață nouă. Și vreau să-ți dau inelul în deget, pecetea Duhului Sfânt de la Rusalii. Asta vreau să-ți dau, zice Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Și toate acestea erau bazate pe o jertfă. Versetul 23: aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Este o prefigurare a jertfei lui Hristos. Vedeți ce istorie frumoasă este aici. Conform Vechiului Testament, dacă se poate afișa Deuteronom 21:18, un fiu risipitor trebuia să fie ucis cu pietre. Dacă un om are un fiu neascultător și îndărădnic, n-ascultă nici de glasul tatălui, nici de al mamei, nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit. Tatăl și mama să-l ia, să-l ducă la bătrânii cetății și la poarta locului în care locuiește.
să spună, iată, fiul nostru este neascultător, îndărădnic, n-ascultă de glasul nostru, este lacom, este bețiv. Exact așa a fost ăsta. Și toți oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară, astfel să cureți răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă. De ce, dacă gura lui Dumnezeu a vorbit asta în Vechiul Testament, n-a făcut-o Dumnezeu în Noul Testament cu privire la noi? De ce? Pentru că a venit Fiul lui și a murit în locul nostru. Aici trebuia noi să murim. A venit Hristos și a luat locul nostru și a murit în locul nostru. Nu-i mare bunătatea lui Dumnezeu? Lăudat să fie El! Chemarea unui tată îndrăgostit. Țin minte că am auzit o istorioară mișcătoare. Se spune că undeva, într-o localitate, un copil a plecat departe de tata și de mama și n-a vrut să mai corespondeze cu ei. La un moment dat, omul acesta, exact ca și fiul risipitor, fără bani, fără sănătate, cu o viață ruinată, a trimis o scrisoare către tata și mama și a zis așa: știu că sunt un fiu risipitor, știu că v-am risipit averea, știu că sunteți supărați pe mine, știu că nu mă mai puteți primi în casa voastră, dar dacă mai există milă în inima voastră și mai vreți să vă gândiți la mine ca la copilul vostru, în ziua cutare, la ora cutare, cu trenul, o să trec prin spatele grădinii voastre, a casei părintești. Știu că este acolo un cireș. Și dacă în cireșul ăla o să văd o batistă albă, înseamnă că e un steag al păcii, un semn al păcii. Și o să vin la voi. Dacă nu mi-o puneți acolo batista aceea albă, mă duc înainte cu trenul și o să-mi iau viața. Și s-a întâmplat în ziua aceea, el era neliniștit, supărat, era pe tren, le spunea oamenilor din jur: am o problemă, ce problemă ai? Uite, mă apropiu de casa părintească și ce dacă, ți dor, mi-e și dor de ea. Dar uite ce am făcut, dar uite cine sunt și vreau să văd dacă am primit iertare. Și oamenii erau atenți și au zis: lasă că-ți spunem noi, poate o să plângi, poate nu o să vezi bine, dar o să-ți spunem noi ce vedem afară. Și când au ajuns acolo, tânărul a început să plângă, nu mai putea să vadă, să se uite, să privească. Și oamenii din jur, o exclamație mare de uimire, și au zis: uită-te afară! Și când s-a uitat, întreg cireșul era plin de batiste, de cârpe, de tot ce a avut ei alb acolo, de pânze albe, de lipidei, de ce a avut ei, era plin cireșul de alb, pentru că l-așteptau acasă cu brațele deschise. Și tânărul nostru a mers și a zis: vă rog să mă iertați. Și ei l-au primit. Oare n-a făcut Dumnezeu așa când noi l-am supărat de atâtea ori și cerul întreg stă în sărbătoare și îngerii vor să cânte? Dacă noi ne întoarcem la Dumnezeu și se pornesc acolo trompetele și orchestrele cerului și cerul întreg strigă și cântă de bucurie că un păcătos s-a întors la Dumnezeu, Doamne, cercetează-ne și fă să împlinim ceea ce spune chemarea Tatălui Ceresc. Dragoste pentru dragoste. Să-L iubim pe Dumnezeu. Amin.